Când vine vorba despre mașini, noi românii nu jucăm cu jumătăți de măsură. Vorbeam cu străin și nu înțelegea că observând așa era pe aici de ceva vreme, zis, Băi, sunt oameni care au mașini mai scumpe decât casa. Cum așa da, adică. Da, da, și da, da, răspunsul da. meu spontan a fost: da, dar cu casa nu merge pe stradă, <laughs> adică nu prea. Te vede așa de multă lume cu casa. Da, e situația chilotului, practic. Nu se vede niciodată, dar aia care se îmbrăcați foarte bine, e posibil să aibă chiloții rupți. Atenție! Atenție! tu whom it may concern. Zic așa. Întrebarea de baraj azi e următoarea. Atunci când vine vorba de mașină, vrem doar să o folosim sau trebuie neapărat să o și deținem? Mulți nu și, nu și au pus problema. Că ar putea să utilizeze ceva ce nu dețin. Deși, în viața fiecăruia, folosim o grămadă de chestii. Zi, zi de, de la, deținem. nu știu, ascensorul din clădire, până la tot felul de lucruri pe care le folosim cumva în comun. Cum ar fi mă să înceapă oamenii să-și cumpere lifturi personale. Hai, Asta ai, mi s-ar părea tare. Biroul de la <laughs> Și pira. la sfârșit să le ia în leasing, e adevărat. Dar la sfârșit, când se termină leasing-ul, să le rămână lor liftul. Și să-l vândă. <laughs> Vrem o mașină. Cum procedăm? cu Mircea Meșter, excepțional jurnalist auto și Dan Stefan, cofondatorul celei mai extinse companii autohtone de mobilitate din România. Bine, suntem pe sfârșit de iunie, început de, sfârșit de mai început de iunie, cum ar veni, lumea dă să plece în concediu. Cu ce plecă oamenii în concediu? Cu speranța să fie mai bine. Cu speranța să fie tot mai bine. Da. Cu speranța să nu găsească igrasie. Multe speranțe. Nu, nu, astea erau pe vremea noastră. Noi cu speranțele astea plecam când plecam în concediu la mare. Asta era tot timpul. Acum e speranța să nu fie coadă la încărcat mașina la... Păi da, am trecut de la speranța de a găsi benzină la, în benzinărie pe vremuri la da. speranța de a nu prinde coadă la stația de încărcare. Da. Băi, aici a ajuns lumea. Și uite, așa deschidem brusc și inevitabil un subiect care cred că este în sufletul nostru al tuturor, respectiv mașina la români. Pentru că ea are o însemnătate aparte prin prisma faptului că noi suntem trecuți printr-o istorie aparte. Pentru că eu cred că mașina, mă rog, reprezintă mai mult decât o valoare pentru fiecare dintre oameni. Dar la noi mi se pare că e ceva mult mai special și o să ne permitem astăzi în formula asta, Mircea Meșter, Dan Ștefan, și cu ultimul pe listă cu voia dumneavoastră, ca să citez un clasic în viață, să intersectăm niște idei cu ajutorul cărora cred că o să ne și distrăm foarte mult, pentru că nu suntem și un popor vesel. Altfel nu văd cum am fi putut să trecem peste istoria în care atunci când visam cu toți o mașină era aproape imposibil să o avem, pentru că era una singură, mai la îndemână așa ca să zic, era Dacia, Dacia 1300 de pe vremea aia. Și Wall Știu, dar Wall Street a venit mai încoace. La început a fost Dacia, ca să zic așa, și costa minimum 60.000 de lei, dar nu pentru oricine. Nu era pentru oricine. De aici, cred că ar trebui să înceapă istoria noastră, dacă vrem să ne propunem să discutăm despre mașina la români. E plin de paradoxuri, să știi. Istoria asta e plină de paradoxuri. Trăim unde, Spuneai tu despre momentele astea în care așteptam să vină o mașină, nu știu cât, se întâmplă și azi. Astăzi, dacă vrei să-ți cumperi o mașină, aștepți un an, un an jumate după aia, nu mai face nimeni paralel asta. Se întâmplă, e fix la fel. Istoria e ciclică. Doar că acum mai bogați. Bă, e mai adevărat ai. și acum poți să-ți permiți să aștepți orice mașină, dacă îți permiți, bineînțeles. Dar tot bogat mai. Adică tot mai bogat ești decât. Tot acest. mai bogat. La fel cum și Olții, tu a fost mașina de bogați. Inițial. când s-a lansat. Deși ea era mai ieftină decât. Mai ieftină, acest. exact. Eu cred că fiecare are de o istorie personală legată de mașină. Tu, Mircea, Poți să ne împărtășești, suntem ca la uh, terapie aici, știi, ne ținem de mână și împărtășim, poate ne vindecăm. Uh, băi, să știi că eu am avut, eu am trăit niște dureri când eram mic, pentru că niciunul dintre părinții mei n-a avut mașină niciodată. Asta explică multe. Explică multe, exact, da, da, da. De ce zice? azi își dorește atâtea mașini? Am trăit fără, așa că acum sunt jurnalist auto și pot să testez orice. Am, trăit, am, am mers dintr-o extremă într-alta. Uh, dar asta mi-a făcut bine, pentru că practic n-am avut timp să mă îndrăgostesc neapărat de o anumită marcă. Aha. Știi, eu m-am îndrăgostit de industrie, de peisaj, dacă vrei, de, de context, de fenomene în sine. Și încerc să-l înțeleg din mai multe perspective, nu doar din perspectiva, ia, uite mă Porsche 911 pe un poster. Deși, de ce să nu? Să nu recunoaște de faptul eu. că un Porsche 911 pe un poster e mișto oricum ai luat, da. În fine. Dar da, am avut treaba asta, am avut durerea asta, n-am avut niciodată mașină. Noi când mergeam undeva cu mașina, ne ducea cineva. Era vecinul de la 5, era unchiul, era mătușa și așa mai departe. Așa că atunci când am decis să merg pe zona asta, să fiu jurnalist de mașini, da? am zis, tată, e momentul meu. Și acum să se deschidă evantaiul. <laughs> Opțiunile sunt nenumărate. Dar da, asta a fost, doamne asta e cea mai importantă poveste legată de mine și de mașini. Faptul că n-am avut da. și pentru că n-am avut, acum aș, aș vrea să spun că îmi place să le strâng, dar încă n-am ajuns la nivelul ăla, poate mai încolo puțin. La tine, Dan? A noi a fost o mașină în familie de când îmi amintesc eu că eram mai mici. și uh, amintirile sunt legate de ce ne permitea această mașină. Mergeam la mare. Da, era suntem... o Dacia? Dacia, 1310, verde, uh, cu motor franțuzesc. Wow, ai luat bine, ce an de. 70 și ceva, nu de între primele. primele. Uh, tatăl nostru a fost. Ca Bernes Sauvignon, bănesc, sau așa, da. la bază. <laughs> exact. Și devenea mai bună și mai scumpă în timp, ca și bine. Uh, până nu mai mergea. Tatăl nostru a fost pasionat de mașini întotdeauna, și nu doar mașina în sine, că nu e vreun mecanic, sau... dar ceea ce îți permite să faci mașina. Și libertatea, dar și uh, ca un mijloc de producție. Adică el, chiar și pe vremea aia când nu era tocmai legal, să spunem, uh, să faci diverse activități comerciale, încerca să le facă. Da. Și mașina îi permitea să se ducă. Nu putea să stea niciodată. Un, un exemplu similar a fost cu apartamentul. El când s-a mutat, era coltă, era un tânăr, uh, necăsătorit. S-a mutat într-un apartament cu patru camere unde avea rata uh, salariul de 1000 de lei și rata de 2024. Da a închiriat câte o, două camere fiecare cu 500, așa că mai plătea și el 24. Deci, apropo de rădăcina ale închirierilor. Așa ai cum, așa. Că am aici. început să râdem și ne-am înghițit. <laughs> exact, ne-am înghițit râsul. Dacă și eu mă să în direcția aia, că am zis, fii atent că e... Da, era un substrat. mașina pentru național. noi, pentru mine, însemnau drumurile astea, drumurile la mare. Erau cinci locuri în mașină tot timpul, tot timpul mai era cineva. De obicei din familie, dar era păcat, ai un loc cum să nu-l folosești. De deci, spiritul antreprenorial a fost și el din start. Da, din fericire. Cum fa? Foarte bun. Asta o spun pentru cei care nu, te-au reperat imediat. Dan Ștefan este cofondator al companiei Autonom, companie locală care oferă mobilitate sub toate formele ei, că despre asta e vorba. Deci, cumva, acum are șansa să... Câte mașini sunt în momentul ăsta în... În flota noastră, aproape 15.000. Te face. <laughs> da, e, era a doua variantă. Dacă nu e jurnalist auto, fă-te fă, fă fondator, fă de companie. fondatorul de companii, da, 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 Și când zice la noi, bănuiesc că te refer la tine și la Marius, da, fratele tău? Da, cu precizarea și risc să dezamăgesc poate o parte din audiență, e că nouă nu ne plac foarte mult mașinile. Adică sunt ok, ne place să-l folosim, dar nu suntem genul de împătimiți, pasionați. Am înțeles. o fi păi și defect de profesional. Având atât de multe, știi cum e, bă, mi-ajunge. Te s-a devalorizat, adică nu mai are aceeași emoție da, pentru și a doua precizare: că nu dețin nicio, nici o nici o mașină, și nici n-am mai avut de foarte mult timp vreo mașină. Da. dar avem acces la mașini. Nu deținem o mașină, deținem o companie care deține 15.000. Da, aici. Asta, e, exact. Calculează o da De curiozitate, sunt curios dintre noi trei cine deține o mașină. Nici eu nu dețin o mașină, ca să fac și această mărturisire. Mă gândeam dacă am mașină în vase, dar nici aia nu e a mea. Adică nu. Pe persoană fizică nu există așa ceva. A, nu dețin nici pe companie, că nu, adică nu, 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 vin cu de astea să spun că nu dețin pe persoană fizică, dar știi că am luat-o pe firma mea. Nu, 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 nu. Deci conduc o mașină care aparține unei alte companii pentru care, mă rog, plătesc ce folosesc, ca să zic așa. Exact. Cum trebuie să întâmple. la tine cum e? La mine, la mine compania are o mașină. Deține compania deține o mașină. compania o mașină care, mă rog, o deține înainte, nu o deține, acum o deține după ce a plătit un pic la ea, a ajuns să o dețină. Am înțeles. Dar există și o mașină, o a, o a doua mașină, pe care nu o deține, pentru că o deține Dan aici de față. Eu. Mă rog, compania nu, lui. El nu o deține, tocmai a precizat, nu? Da, nu, da. e nepotism major. A vrut aici. să facă benchmark. Așa, așa, așa. Exact. Deci da, da. avem două mașini, practic, pe care le conducem și pe care nu le deține niciunul dintre noi, dar le dețin companiile din jurul nostru. În concluzie, trei ciudați Da, 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 o să ajungem și la subiectul ăsta. Uh, mă întorc puțin la specificul nostru național Că mi se pare că plecând din poziția asta În care da, toată lumea a visat să aibă la un moment dat o mașină Mă refer la noi și la generația noastră În care chiar visam Adică întâmplarea face că și eu am avut la un... Nu eu, eu n-am avut, eu am avut târziu uh, Dar familia Respectiv bunica mea a câștigat o dacie La CEC, cum era pe vremuri la... Dacă poți să crezi așa ceva Prin anii 85-87 Ceva de genul ăsta și tot o Dacia 1310, dar nu, cu motor francez că nu mai zic, dispăruse povestea asta, da, era o Dacia, un verde din ăsta, nu știu ce, cum s -a arăt, ce avem pe aici, frunzele astea cele mai deschise la culoare, deci pe aici, pe Uite unde nu știu dacă se vede. Pe da, aici. da, da, cam pe skate ăla, dar unde e latura cea mai deschisă la culoarea skate ului deci cam mai era culoarea. Și așa a început povestea la, la mine cu mașinile și bine, tot timpul am zis că atunci când o să mă fac mare, că asta era în mintea noastră. Văd când o să mă fac eu mare, o să-mi iau și eu o mașină. Și m-am făcut mare și prima mașină pe care mi-am permis-o a fost un sit. Dar am prins o perioadă în care aș fi putut, într-adevăr, dacă aveam spirit antreprenorial să devin mare. Adică eu am reușit să cumpăr acest sit când el de nou costa echivalentul a 1800 de dolari. Atâta a fost odată înainte de... Imediat după 90, prețul mașinii, drept pentru care am și reușit atunci când am vândut-o. Între timp ea s-a scumpit, prețul eu, a fost mai mult decât dublu și atunci când am vândut-o am luat costă de doar mai mult decât. Ai făcut ceea ce în sport se numește step trading. <laughs> e un jucător, îl antrenezi și după alții mai scump. Exact, Practic, asta e. Și ceea ce paradoxal s-a întâmplat și în ultimii doi ani în da, business apropo, apropo de istoria ciclică, mă. da. Se întâmplă același lucru doar că în altă definiție. Da. Asta. Și noi niciodată nu suntem acolo. Adică Înalt... nu suntem atenți. Noi, cum am asta. spus, am spus din greșeală, se întâmplă același lucru dar în la înaltă definiție. Dacă vrei, știi, <laughs> poate și, putem și așa, da, exact. <laughs> ok. Băi, ce spune mașina despre persoana că, care o deține? Că, de fapt, de aici pleacă toată povestea. Că noi, dacă ne dorim ceva atunci când încercăm să ne luăm o mașină, cum se spune, pentru că, de fapt, încercăm să spunem ceva despre noi. O fi și pasiunea pentru mașini. Eu nu zic că unii dintre uh, unii, unii, sunt chiar pasionați și își doresc o anume mașină și investesc în ea și habar n merg cu ea în tuning și așa mai departe. Dar pentru mulți, nu știu dacă e neapărat pasiunea pentru mașina aia, cât dorința de a spune ceva celorlalți. Nu, Mircea? Da, mașina nu e un mix așa. Eu, din punctul meu de vedere, în ce văd eu ce se întâmplă în jurul meu, e un mix între aspirațional uh -huh. Bineînțeles că nu o să scu... Adică foarte puti... pe foarte puțini români da. Ei au spunând, băi, mi am luat mașina asta pentru că astea sunt nevoile mele să mă duc până la piață și înapoi și până la birou și înapoi. Nu. Mi-am luat mașina asta pentru că are culoarea verde, skate. Mi-am luat mașina asta pentru că mi-a plăcut când am văzut-o și așa mai departe. Deci, aspiraționalul este un, un mare element acolo. Pentru că am eu o vorbă, știi, dacă ar exista mașina perfectă pentru toată lumea, ar fi doar una. N-am cumpărat atâtea mărci, atâtea modele. N-am cumpărat. Știi? dar la nivel de nevoi, posibil, da. La nivel de nevoi, nevoile sunt extrem de diferite de, e, pentru fiecare. Dar asta pe mine mă distrează de fiecare dată ca jurnalist auto primești întrebări. Iar cele mai multe întrebări care vin din social media sunt cam așa. Meșter, vreau să-mi iau o mașină. Ce să-mi iau? Așa brusc. Da, asta e tot. Astea sunt toate indiciile pe care le primesc. <laughs> Și, bineînțeles, ră, răspunsul este stai puțin, că avem niște întrebări. Și am deja, am un, am un document cu întrebări, vreo 5-10 întrebări. Standard. Întrebări. Da, standard. Care, și ce zic întrebările? Păi, primul ce rând, nevoie. la ce o folosești? Câți okay. oameni ce intre... nevoie ai, da? da. Câte bagaje car cu ea, de câte ori ieși din țară, de câte ori mergi în vacanță cu ea și, nu în ultimul rând, ce culoare vrei. Pentru că vezi că, în funcție de culoare, poți să spun ce marcă vrei. E și asta foarte importantă, mai ales când, când întrebarea vine dinspre fete. Dar, apropo de culoarea mașinii, era o, era o glumă, știi, nu știu dacă o știți sau, mă rog, în lumea auto sunt glume de-astea interne, da. jargoane, cum spunem noi, nu știi niciodată culoarea adevărată a unui prosop, asta odată, și la fel și la mașini, la Dacie, la Dacie, culoarea era verde până la rugină. Că de arugia, deja, deja s-ar putea să nu mai fost culoarea. Era culoarea de nouă. Asta A, de nouă, nouă, exact. da, da, După da. aia mai vedem. Da. Zii, da, nu, da. 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 Asta cu mașina amintește de o chestie foarte tare și pe care o aplic în, în business, în conversațiile, când se face apel la expertiza, închipuita mea expertiză despre mașini și alte lucruri. Un alt jurnalist auto acum mai mulți ani mi-a spus că el primea o întrebare similară, adică ce părere ai despre mașina cu tare? Și făcea că m-am prins, nu suficient de repede, dar m-am prins, că nu pot să răspund niciodată direct trebuia și el să punește niște întrebări de calibrare. Dar una era importantă pentru el. Știi care era prima? Ți-ai cumpărat-o? A, data foarte azi. bună, da Pentru că se schimbă imediat răspunsul da, 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 Mișto ideea, da. da Da, e ok no, se întâmplă cam în jumătate dintre cazuri să vin cu sfaturi Dar mi iau din timp, că sunt prietenii mei, nu? mi iau din timp, vin cu idei Ajungem la un, la un shortlist Așa de trei mașini Și spun, ok, între astea poți să să-ți iei ce vrei pentru că ți se potrivesc Și primesc după aia la o lună un mesaj mi a luat mașina aia pe care ți-am zis eu că mi-o iau <laughs> da, mulțumesc. mersi de ajutor. Știi? Dar nici zic, o da, nicio problemă. Pentru nimic. Suntem da. în regulă, da. da. Și mai e ceva pe nevoile astea, că tot nevoie, sunt tot nevoi și aspiraționalul alte tipuri de nevoi, dar tot nevoi. Uh, vorbeam cu un străin și nu înțelegea că, observând așa era pe aici de ceva vreme, zis, mai, bă, sunt oameni care au mașini mai scumpe decât casa. Cum așa? Da, adică, da, da, și da, da, da. răspunsul meu spontan a fost da, dar cu casa nu mergi pe stradă. <laughs> adică nu prea te vede așa de multă lume cu casa. Uh... E adevărat. Nu e mobilă în sensul ăsta. Ad, tu poți a... să inviți pe oameni acasă și faci și acolo impresie, dar e mai, mai puțin oameni poți invita acasă decât de a... te văd pe stradă cu ceva mergând. Da, e situația chilotului, practic. Nu se vede niciodată, dar aia, aia care se îmbrăcați foarte bine, e posibil să aibă chiloții rupți. Atenție! Atenție! To whom it may concern! Zic așa. Băi, cu mașina și cu casa, din punct de vedere, e destul de simplu. Sunt cele două mari investiții pe care le faci în viață. Adică în principiu, dacă nu-ți plac ea, acturile și alte nebunii de genul da. ăsta, așa, ca asta e cea mai scumpă, a doua e mașina. La unii se inversează lucrurile <gri> și, mie mi și se aici pare. deja intrăm în detalii. Păi aici mi se pare că intrăm în detalii pentru că eu acum am trăit și eu aceste situații, deci nu-mi permit să judec pe absolut nimeni. Sunt limpezi cazurile în care oamenii stau într-o garsonieră cu chirie și au în fața casei o mașină care depășește prețul garsonierei. E, aici e cheia. Au în fața casei înseamnă e mașina lor? sau e mașina luată în nu știu, leasing sau operațional, sau whatever, că deja chiar dacă e mai scumpă ea la nivel de, ni de preț de listă, e posibil să fie o, un scepticism acolo, o ecuație care iese bine până la urmă pentru omul ăla. La o garsonieră închirie merge și o mașină închirie poate. Păi sigur că merge, da, 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 fără discuție. Mai e o factură în plus atât. Da, asta mai nou când au apărut soluțiile astea pentru că la început soluțiile astea nu existau și mașinile se cumpărau cu bani jos. Absolut. Și oamenii făceau un felul următor. Adunau niște bani am trecut și eu prin această experiență. La un moment dat am adunat, nu știu, echivalentul a 3500 de euro, să zic. Și trebuia să cumpăr o mașină care să se înscrie în bani ăștia. O să vă întrebați ce mașină am cumpărat până la urmă. Una care era mai scumpă de 3500 de euro. Am mai împrăutat niște bani, păi, înțelegi? Da, da, da. În loc să cumpăr una și să mai las și o marge cu care să mai fac. Pentru că, evident, vorbeam de un, nu second hand, la șaptea mână, cred că era, sau opta mână. Și evident că avea nevoie de diverse reparații, nu. Am zis, ok, cu greu i-am strâns pe ea 3500 și am mai, mai împrumutat ca Ei, să mai fac rost Din de nou, paralelă cu sportul. Când nu mai poți, mai poți un pic. Fix da, așa mă. și la cumpărarea de mașini. Într-un fel nu era un lucru rău sau poate și când se mai întâmplă acum că oamenii cumpărau cu banii jos. Până la urmă se întindeau cât le era plac. Acum, dacă transforma toate economiile în avans de o mașină mult mai scumpă decât își permite, e altceva. E o formă prudentă și pe care eu o văd mult în business. Sunt foarte multe firme locale care spun, am ajuns în momentul în care nu mai am datorii. Și, într-adevăr, asta îți dă un confort și psihologic și poate chiar și material. Întrebarea este și cum, cred că e o chestie un pic, discuția cred că e chiar puțin mai amplă, adică uh -huh. de unde ne vine chestia asta? Da. Când eram în Franța, era o disciplină, o la facultate, uh -huh. se economia penuriei. Și eu am zis, ce e economia penuriei? Și mi-am dat seama că, de fapt, vorbea despre ce, era, ce a fost la noi în anii 80. Da. Și spunea așa că în penurie, când nu ai, e foarte scump, foarte greu să deții și accesul și costul și ce, valorizezi foarte tare proprietatea. Și noi de acolo venim cu toții. Normal că suntem 96% dintre români sunt proprietarii ei cu familiilor caselor în care locuiesc. E complet atipică. Adică în Germania da. e sub 50%, Franța e 50 și un pic. Suntem locul 1 în Europa. Încă la ceva care suntem locul 1. Bun. 96%. Ne, ne și permitem. Aplauzi. ne Le pun eu din postproducție. <laughs> stai <-i listit. laughs> Eram în, la birou cu câțiva ani și cu fratele meu și stăteam de vorbă și ne uitam așa pe etajul unde suntem noi, vreo 20 și ceva de ani și am avut o, epifanie de asta. zic: pe etajul ăsta sunt 20 și ceva tineri, că avem mulți tineri sub 30 de ani în media de vârstă la noi, zic, sunt două persoane aici pe etajul ăsta din 20 ceva care stau cu chirie. Serios? Dar care Eu și cu tine. <laughs> mă, cred că vine pe fundul, pe fundul perioadei comuniste prin care am trecut cu toții, unde nu prea aveai. Da, mă, de aici e că, că, nu și, prea Și, ai... și are dreptate. Ca aduni. Ce Când să tu n-ai avut, e când întotdeauna dintr-o dintr extremă ricoșezi întâi în altă extremă. Adică până ajungi să mergi pe mijloc e ca atunci când iese o mașină în parapet. Tot în sport ne ducem, dar la sportul auto dată asta. Ea când ricoșează din parapet nu se așează direct pe mijlocul străzii. Doar dacă e foarte iscusit uh, driverul. Dar în principiu se duce în celălalt parapet și ușor, ușor. Nu? Cam pe aici suntem. Adică ceva, uh, această obsesie pentru obsesie. Nu știu că dacă folosești obsesie poate unii oameni să simt jigniți. Mh. Preocupare pentru noțiunea de proprietate, de a deține cu adevărat, probabil că vine din faptul că noi nu am putut să deținem. N-am putut să deținem case, n-am putut să deținem mașini. Când am început să putem deține mașini, primul lucru ne-am dorit să deținem o mașină. După care am, am, cred că am început să sesizăm că nu mai suntem toți așa egal cum ne vroia Nea Nicu. Că de-aia și aveam toți Dacie. Mă rog, mai erau câteva excepții, da, dar bine, nu puteau să iasă prea în față, că avea unul traban săracul care la venea din RDG. Nu, nu scotea capul, adică nu era peste Dacie. Se mai făcea diferența și la culoare. Se făcea, pe se făcea uh -huh. diferența pe vremuri, dacă cred, ne aducem cu toții aminte, de celebra Dacie CN, era făcută pentru Canada. E, cine avea de aia era șmecher și era un albastru, era un bleu, așa că cum ai tu talpa de la pantof, ca mai era culoarea de la... Cine avea Dacie de aia CN cu culoarea aia, bă, jos pălărie. Mai erau și cele negre. Bine, alea negrești cu număr cu trei cifre. Știu eu ce vrei să zici tu, da, da. Era corpul diplomatic. era corpul diplomatic după vremuri, da, să zic așa, da. 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 Asta era, adică în toată egalitatea aia, sigur că erau niște mici excepții care ieșeau în față și atâta, arătau clar că tu ai de-a face cu sistemul într-o formă sau alta, că altfel n-aveai cum să deții mașina. Eu cred că dacă să săpăm în mintea fiecărui dintre noi, fiecăruia dintre, dintre noi, găsim da. un element la care poate nici nu ne-am gândit, din care deține multe bucăți, da. pentru că la un moment dat n-am deținut. Nu știu, că ți iei foarte multe sticle de lapte și le-ai în frigider pentru că la un moment dat n ai, nu avut -ai lapte. fi dori dorit să ai lapte. Da. Că ai, în cazul meu, mulți sneakers acasă. Da? Eu, am, eu am crescut jucând fotbal într-o perioadă în care nu prea găseai așa ceva. Nu avea așa ceva. Țin minte și acum, într-o deplasare în Germania, unul dintre colegii mei și-a luat o pereche de sneakers, da? Adina, da. Aș le ziceam noi pe vreme, Pantof Sport, cu care a dormit în pat. Da, mă, și eu când, când am primit niște noi. pantofi spori și am dormit cu ei. În exact, parc. despre asta e vorba, înțeleg. He, acum am, eu un, op... am <laughs> în garaj. Când am primit. <laughs> <laughs> și am, am în garaj niște rafturi cu znică. nu știu câte perechi am, dar sunt ceva peste 20-30 pe acolo pe care îi tot schimb. Da. Și îmi face plăcere. Și cred că de aici vine. De nu, fapt. Ai asta cu snică și pe undeva sunt de acord, pe de altă parte știu că există o cultură pentru znică și există peste tot în lume și sunt. Uh, uh, Poate că e o explicație, cum mă gândesc acum, nu știu, mi-a trecut pe minte Dr. Dre, de exemplu, care ar putea să dețină mii de perechi de snicări și cred că are, dar știu că are mii de perechi din aceeași pereche. El mm -hmm. poartă doar Air Force One Albi. Exact. Da. Și deci, îi poartă, și când a venit acasă, îi dă deoparte și desigilează altă cutie. Așa face și fratele meu cu vestimentația, are tricouri negre multe, da? la fel, și mulți cred, băi, nu te-ai mai schimbat? Nu, e altul. În <laughs> okay. felul ăsta a rezolvat o problemă. Și apropo de ajustările dintr-o extremă în alta, eu înțeleg nevoia asta și uh, exprimarea proprietății ca forma libertății. Da? Uh -huh. E puternică. Întrebarea e dacă nu s-a schimbat cuva peisajul, adică dacă mai suntem cu adevărat sau cel puțin o parte dintre noi în lumea aia penuriei sau cumva suntem într-o lume a abundenței în care accesul la mâncare, la snicker și la uh -huh. mașini e ceva mai facil. Și dacă nu, cumva suntem într-o paradigmă care nu e chiar așa de nouă. Eu mi-am cred că cea mai veche exprimare despre problemele proprietății am găsit-o la Stoici. Așa. Deci ăștia cu 2500 de ani spuneau o chestie de genul că ce deții ajunge să te dețină. Adică vorbeau despre implicațiile psihologice ale deținerilor. Și deja e un pic mai subtil, dar nu e foarte departe de noi ce înseamnă să deții? Păi sunt o grămadă de preocupări. Da? Pe lângă că ai o grămadă de chestii administrative, trebuie să te ocupi, să mergi, să faci sau să facă cineva pentru tine. Dar însuși faptul ăla că e, apropo de sneakers, urmează să mă mut în curând și abia aștept momentul în care o să fac decluttering, adică o să arunc jumate din dulap, o să arunc, să-l donez da. da. și o să rămân doar cu ce folosesc. Da? Și așa mai departe. Sigur că e o evoluție. Că tocmai mă pregăteam să spun că după ce n-am avut, ne-am dorit să avem o mașină, după aia ne-am dorit să avem mai multe mașini, ca să ne diferențiem unii de ceilalți și să arătăm, eu să-i arăt lui Mircea că eu am reușit mai mult decât a reușit el. Nu-mi dau seama de ce țineam să fac chestia asta. Nici Dar oamenii în general au, au tentația asta și atunci și-au cumpărat două mașini și au, au, fost și sunt cazuri, mă rog, fericite cum e domnul Țiria care deține nenumărate mașini, cred că nici nu știe câte deține, dar acolo e altceva. Cred că e, la, e deja o pasiune. Adică, mă rog, sunt mai multe lucruri la, la mijloc și nu, nu ne permitem noi de la înălțimea el, 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 el cred că a zis poziției. simplu că e nebunie și îi recunoaște chestia da? asta, de pe de altă parte, când, dacă tot ai apucat, știi cum e, ai păcat să te oprești acum. A, era să folosesc și eu cuvântul clinic, dar dacă l-a folosit el... Era... <laughs> dar l-a folosit dânsul, nu eu. Eu, eu doar parafrazez. A parafrazat, exact, da, nimic ceva, da. da. Am, am ajuns în situația asta după care ne-am dat seama încet, încet că de fapt nu mai, nu, mai, nu mai, e, un plus pentru noi probabil să deținem foarte multe mașini drept pentru care am început să o luăm ușor ușor pe trendul descendent adică de unde voiam să deținem mașini cât mai multe și cât mai habar mai scumpe, mai luxoase, mai care să vorbească despre noi în termen de reușită cred eu, că există și vorba asta spunem ce mașină ai ca să zic cum ai reușit în viață eu o foloseam și ca glumă știi? când își lua cineva, nu știu, un S să zicem sau chestii, ziceam bă, gata mă, e semn că ai reușit în viață dar, poate mai evoluăm puțin. Da, și mi se pare că acum am evoluat, am trecut de la mai puține, de la mai multe la mai puține și de la puține la deloc. Pentru că ne dăm seama că, de fapt, până la urmă ce mecherie e să deții. Da, -a exact. Ajungem la vorba de care ziceai La zice, vorba asta și la momentele alea în care vedeam noi că se întâmplă în afară, prin vest, președinții care merg cu metrou, cu tramvaiul și așa mai departe, cum o să merg cu mașina prin oraș? Niște mine, populiști ipocriți. Exact. Știi? Noi așa îi vedem prin experiența lor. noștri. Așa e, Asta da. pentru că exact. noi nu avem infrastructură, în sensul că nu avem transport în comun. Că dacă transportul în comun ar fi foarte civilizat, el, mă rog, el se civilizează și el în timp. Dar nu cred că e atât de la îndemână sau nu reușește să acopere nevoile atât de bine încât omul să fie dispus să renunțe la mașina personală ca să folosească transportul în comun. Era o expresie despre definiția unei țări bogate pe care am auzit-o legată de mașini. Spunea că o țară bogată e nu cea în care are toată lumea mașină, ci în care bogații merg cu transportul în comun. Exact. Păi, da, exact. Asta Dar e. Dar e chestie de confort până la urmă. Adică, dacă nivelul transportului în comun e foarte bun, subiectul, nivelul transportului în comun îți asigură ție, persoană fizică, uh -huh. confortul de a circula în siguranță. Uh, în confort, mă rog. Confortul poate să facă da, 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 mai da, multe elemente. Da. Implici confortul așa cum îl considerăm. Da, 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 da. Da, uh, temperatură și așa mai departe. Atunci lucrurile s-ar putea să se întâmple bine, s-ar putea să meargă în zonă, înspre zonă pozitivă. Cât timp nu e așa, normal că oamenii vor să-și pună ceea ce noi numim mașina ca umbrelă. Pentru că atunci când plouă, toată lumea este cu mașina uh -huh. în București, cel puțin știm foarte uh -huh. bine asta. Când plouă, e haos, e clar. Pentru că toată lumea face mașina ca umbrelă. E vorba de confort. Dar paradoxal că vorbim despre deținerea sau nu a unei mașini, tot la confort ajungem, pentru că dacă nu deții o mașină așa. și plătești doar o factură care îți asigură toate elementele, așa cum fac uh, oamenii ăștia aici, da. din S -s. punctul meu de vedere, tot la confort ajungi. un confort mental, nu te interesează ce se întâmplă cu mașina. Aia. Pentru că ți se strică, vine alta. Uh, faci pană, ai anvelope. Nu trebuie să cumperi roți, nu trebuie să plătești asigurări toate elementele astea tot de confort țin până la urmă. Depinde cum ajungi la confortul ăla și câte scurtături sunt până acolo. Da, de e adevărat. Dar oamenii cum? Din ce vă reiese vouă din calcule, Dan? Își doresc să dețină în continuare? Da, sigur, pentru că de multe ori deținutul uh, pentru mulți și pentru că de acolo venim uh, este egal cu utilizatul. Adică ei nu mulți nu și-au pus problema că ar putea să utilizeze ceva ce nu dețin. Deși în viața fiecăruia folosim o grămadă de chestii zid de, nu zi le de la, nu știu, ascensorul din clădire până la tot felul de lucruri pe care le folosim cumva în comun. Cum ar fi mă să înceapă oamenii să-și cumpere lifturi personale? Hai, Asta e. mi s-ar părea tare. Birou de la <laughs> și birou. la sfârșit să le ia în leasing, e adevărat, dar la sfârșit când <coughs> se termină leasingul să le rămână lor liftul. Și să-l vândă. <laughs> Domne, am mai scos niște bani pe el. Asta te de, de uh, studentul la Londra, care era băiatul unui arab și a scris tatălui că tot e ok, e minunat, dar se simte cam prost. De ce? Că, el merge cu s cu șofer la, facultate și toată lumea merge cu tramvaiul. Și, a scris, tatăl i-a trimis, uite, iau un cec de aici de un milion de dolari să-ți cumperi și tu un tramvai din Răspunzând despre da, întrebare, Dumnezeu. da, dar reacția pe lângă asta, că nu și-au pus problema foarte mult și asta e o oportunitate. Că e ca și în ăla cu pantofii, că te duci undeva și nu -are, are nimeni, cum o să Sau nu are nimeni, uite ce de oportunități să vii. Așa și aici. Suntem departe pe toate statisticile astea de pe întreaga și pe proprietatea caselor și a mașinilor și tot felul de lucruri. Și asta înseamnă că e mult potențial de a face ce fac deja alți oameni, că oameni sunt peste tot, da. în niște economii care sunt poate un pic mai în față. Sigur că există particularități de tot felul, dar lucrurile astea se întâmplă. Și unde încep să se întâmple, mai ales la firme, unde conversațiile sunt sau ar trebui să fie ceva mai raționale. Mai pe costuri, pe bugete, pe... Și acolo, de multe ori, când ai epuizat argumentele raționale, dar în cele neraționale, să spunem. Dar în momentul în care faci calcule, e destul de simplu. Pentru că, apropo, și de ce spunea cea că, uite, și confortul psihologic și costul se sună, poate un pic prea bine să fie adevărat, nu? Și asta e o reacție de multe ori. Da, trebuie să-i dai și niște Costuri, niște Pierde. nu poate să fie totul bine. Da. E chiar și un truc în vânzări de multe ori. Trebuie să introduci ceva în element că altfel. Îți caută el. Am înțeles, da, da. da. Uh, Stai-vă că e prea bine. nu se poate. E ceva. Da, dar da, revenim la povestea cu. Adică e o mică problemă pe care o avem noi în România, apropo de: Îmi cumpăr o mașină. Îmi permit o mașină, nu? Mm -hmm. Despre îmi permit o mașină. Ce da. înseamnă să-ți permiți o mașină, de fapt? Că în mintea majorității înseamnă să-ți o cumperi. Da. Dar cât costă ea? 40.000 de euro. Bă, am 40.000 de euro, n-am. Dacă fac leasing sau credit, pot. Deci mi-o permit, deci e a mea Noi în auto vorbim despre ceea ce se, se numește Total Cost of Ownership, TCO Acum sunt niște termeni care nu prea au treabă Dar e foarte bine, asta. că știu, Trebuie, tu, trebuie să că intuiesc unde vrei să te Total duci. Cost of Ownership înseamnă costurile totale ale mașinii tale Pe să spunem 5 ani Da. Pe care nu le calculează nimeni niciodată Absolut nimeni niciodată da, Toată lumea se uite la prețul de că catalog -asta, al mașinii Exact, de asta și-au mașina pe care după aia nu și-o permit În service, nu-și mai permit revizie Bă, dai scumpă revizia, mă, nene. Păi, dar tot era la fel de scumpă și când <coughs> ai cumpăra mașina, trebuia să știi lucrul ăsta. Nu. Cum Cumva, așa e. Oamenii în nu România stiu, da. nimeni nu vorbește despre treaba asta. Noi avem doar preț de listă. Cât ai negociat să-ți o mai jos, oricum acum nu se mai negocează mai jos, practic faptul că ai mașina repede este negocierea. Asta e discountul și tot așa. Dar TCO-ul ăsta este extrem, extrem de important. Lucrează cu el companiile mari care da. știu despre asta, dar persoanele fizice, să spunem, care își cumpără mașinile, lucrează deloc. Și e foarte, foarte aiurea că se întâmplă treaba asta. Pentru că, până la urmă, îi iați banii pe care tu îi dai peste 5 ani, cât ai dat pe asigurări, pe revizie, pe anvelope, pe carburant și pe toate elementele astea. Calculează, s-ar putea să ai o surpriză. Cam, care, de, cam la ce dimensiune să duce surpriza asta? avem specialiști aici. Aproximativ dublu. Adică deci din costul lunar, lunar al unei mașini, în realitate este cam dublu, aproape dublu decât la pe care îl vezi tu pe da, listă. Dacă punem și carburantul, e mai bine decât dublu, costul efectiv cu mașina. Dacă pe mine mă costă, să zicem, cumpăr o mașină și deprecierea și chiar și finanțarea, adică tot ce e legat de da. a avea acea mașină, este 50, să spunem. Da sau 500 da? pe lună și uh, toate aceste elemente și unele în ele par mici, așa, e, o rovinetă, un impozit, un... Dar se adună în fiecare an și mai și cresc unele. Uh, se adună undeva la, la dublu. Plus că acum mai punem și parcările, că acum nu mai putem parca. Mă rog, se pot pune parca anumite exceție. mașini. Da, da, da. da care care spune de... într-un episod următor? Dacă-ți de București. <laughs> că dacă nu-ți de București... A, -a da? Probabil. Da, cum? Eu am de Ilfov, de exemplu, electrică. O să vorbim și despre asta, probabil, nu știu da, de da, 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 pe, Pentru următor. asta, fii atent, chiar vreau să propun un episod nou, pentru că aici e o discuție. După ce vom depăși emisiunea de față, podcastul ăsta de față, în care fiecare trage ce concluzie vrea. Noi doar punem <laughs> în discuție niște subiecte pe care poate le avem și noi în mintea noastră. O să ajungem la o concluzie. Cineva hotărăște că decide să folosească o mașină, da? Sub ce formă vrea, o deține, nu o deține, leasing, leasing operațional, vrea să-i rămână la sfârșit fierul, nu vrea să-i rămână, vrea să o închirieze, vrea să facă ce vrea. Dar ajunge la situația că trebuie să ia sub o formă sau alta o mașină. Bă, ce mașină ia? E o discuție astăzi. Mm -hmm. Meșter, ce mașină să-mi iau? Exact. Dar atunci e... Electric sau ce? Sau sub ce formă? Pentru că eu, e, e un subiect de dezbatere asta în familie care. sau, Mă rog, chiar în cazul persoanei care hotărăsc să-și ia o mașină. E un subiect sensibil. E chiar. foarte sensibil, da. da, dar asta vreau să-l facem separat pentru că mi se pare că e mult de discutat aici. Mă întorc la povestea noastră pentru că mi se pare că noi, românii, și avem o relație personală cu mașinile. De exemplu, eu nu știu dacă alte popoare au această vorbă, dar noi o avem. Că prima femeie și prima mașină nu se uită niciodată. Păi nu, că avem, pe lângă treaba aspirațională despre care vorbeam, noi mai punem în oală și amestecăm și treaba emoțională. Emoțională. Emoțional pentru noi înseamnă că mașina este membru al familiei. Așa e. În multe cazuri au divorțat cupluri din cauza mașinii, cumpărate de soț sau de soție. A fost, a intrat al treilea personaj. În, da, în a poveste. venit un frate nou și s-au supărat ei amici, când da. Exact, da, a intrat, în fine. Uh, treaba emoțională, da, este foarte importantă când îți cumperi mașină, că de asta unii producători auto își fac reclamă pe ideea asta, toate reclamele unii? sunt pe inimă, mă rog. Să zici, zic. unii, unii merg direct pe 0-100 km pe oră, de ți mașina la revedere, A, okay, te da, da, Și aia nu tot emoție? E, bă, da, e emoție dacă ești în mașină, dacă ești pe lângă ea s-ar putea să nu <gătă -i> deci tu cum sunt drumurile. <gătă -i> în Dar în general, da, emoția este, este parte foarte, foarte importantă și, când, și la achiziție, și la marketing, din toate punctele de vedere, emoția face parte din industria asta. Cât tot veni vorba, care a fost prima mașină care a să nu uiți? A, pentru mine a fost da. un a mea. Da. A mea. Aia cu care un ai mers Fiat Grande Punto, a mea. Oh. 77 de cai, 1.4 aspirat. De curiozitate, de ce Grande Punto și nu doar Punto? Păi pentru că ăsta era pe piață atunci. Trecuse deja vremea puntă, era un fel de facelift. Mașină bună altfel. Aha. În fine, a ținut mult. E, e valabilă și acum, că știam că n-au schimbat-o. E la fel și Ok. Acum. Tu, Dane? Prima mașină eram care, în... amers, care a fost sub o formă sau alta. Eram în Franța. Nu, aia chiar am deținut-o. <coughs> primele mașini le-am deținut. Eram în Franța, terminam studiile pe acolo și mi-am dat seama că m-ar fi ajutat o mașină. Inițial nu mi trebuia, dar apoi aveam niște trasee, mai ajutam colegii, mai făceam lucruri, mai căram chestii, mai vedeam în România. Și că m-am dus în Germania, eram în Franța, am dus în da. Germania și am cumpărat o mașină. Am dat 760 de euro pe ea. Era un Golf 2. Da? Mai vechi, dar foarte ok, mașina. Am folosit-o câțiva ani și am vândut-o după ce am folosit-o câțiva ani cu 1500. Deci voi aveți ceva în comun, practic. <laughs> da. Niște speculați. Da, mai mult el. Avem ceva în comun, dar mai mult, da. Păi el a ținut. <laughs> De curiozitate, ce motor avea? 1.3, benzină. E, am avut și eu un Golf 2, dar eu am trecut în. Până... Am avut și GTI. eu sunt da, mai tânăr cu... decât voi, stai să o spunem <laughs> pe aia dreaptă. Exact. Ține. Eu sunt mai tânăr decât voi, Băi, că de da, asta normal, am ajuns da. deja la epoca Da, noastră. da, da. La mine prima a fost olsi dar am avut de-a lungul vremurilor și un Golf 2 la un moment dat. Pentru că am ținut foarte tare, bineînțeles, să-mi iau un Golf 2 GTI. Probabil că și aici să fi invitat și un psihoterapeut, un psiholog, era o treabă, pentru că rezolva multe cazuri, dar am zis să nu mergem chiar până acolo. Și pentru că n-am găsit atunci, în perioada aia, ceva ce să-mi convină la. Ce credeți că am făcut? Am găsit un Golf 2GTI și aici pe Valve. Adică, <laughs> bineînțeles, Ivan higher. pentru care, evident, că am mai împrumutat niște bani. Dar. Nu știu ce era. Nu. Era doar emoție, fără dar și poate. Psiholog invitat aici nu e bine că picăm rău. Toți. Nu, nu, toți să zicem la sol. Mai bine spunem, dăm toți cărțile pe față și asta e fiecare și la sfârșit, e... la sfârșit să pară că ne vindecăm. Da, exact, e ca la cercu de. Mă <laughs> da. <laughs> Dar mie mi se pare că noi mergem mai departe. Nu știu dacă și alte, poate au și alte popoare. Poate nu suntem noi cu moți. Românii și botează mașinile. Și aici eu nu mă refer la oricine, adică inclusiv Gabriel Liceanu știu că și-a botezat la un moment dat un BMW pe care l-a avut, mai știu, dacă conduce aceeași mașină, habar n da. mă, Numai că le botează, și sfințesc de multe a, aici le botează, povesteția. le botează. de da, dreptul. La, exact. la avem o poveste de genul ăsta, mi-am amintit acum de foarte mulți ani. Eram la Iași, aveam agenția noastră în Iași și era un tip acolo, Tarchiniu, să-l chema, mai credincios așa. Și la un moment avea o problemă cu matizurile din parc. Aveam matizuri multe pe vremea. Se da. loveau foarte des. Și așa pe șest, că știau că nu era chiar politica companiei, a găsit el un buget personal și a chemat un popă și a venit și l a sfințit. Pe toate. Pe toate, da. Pentru, i-a făcut-o, nu știu, o sfințire de asta să de daune, cumva. Să da, fie da, da. Mai o exorcizare, daune. să scoată dracii da. din ele. E, și știi că care e partea, sunt și nervoase știi care e partea cea interesantă? Că a funcționat. Dar <laughs> păi, cum? Dar cum a funcționat? Au urmat o perioadă bună în care nu s-au mai închiriat deloc. Da. Adică, cum să se lovească dacă nu se mai închiriază? Deci a fost un pic cu vraj, un pic greșit, dar, dar a funcționat. Problema rezolvată nu... Nu mai, nu, mai, nu mai, cu, mai, cu, mai contează ele, de, că, de, da, metoda, da, exact. Ok, interesant. Voi v-ați botezat vreodată vreo Sigur că vine întrebarea asta. Păi nu mă, dacă tot să Eu, eu nu le botez neapărat cât le dezmierd așa. Da? să <laughs> spun la... așa, da. Le, le, zic pe nume, dar pe... mai moale nu așa. Zic, așa. Păi uite lui Volvo, când am avut Volvo, i-am spus Fofo. <laughs> De exemplu, <laughs> înțelegi? <laughs> Lu Tiguan, am avut un Tiguan și i-am zis Tidua. Așa îi ziceam noi, ce să facem? Dar, na, e Dezmierdare, așa mai degrabă, știu. Cred o pe crește. Cred că dacă o să te uiți într-un dicționar etimologic să vezi de unde vine dezmierda, s-ar putea să nu mai folosești așa de descuvânt. <laughs> Aș putea să mă. să mă. E, e, da. e ceva cu la copii, cu scutecele, da. <laughs> Noi nu, nu le-am spus, n-am pus n niciodată nume mașinilor. Și nu aduc aminte. E am... și greu la 15.000 de mașini. Da, nu da. să nu, da, avem, avem. Ne-am prins altă chestie, este că în România e destul de ieftin să alegi un număr preferențial. Nu știu cât costă ceva, câteva zeci de lei. Da. da și zis, dacă, sigur, avem clienți care își aleg ei numele preferate, dar foarte mulți nu-și aleg. Și a zis ok, hai să punem noi. Așa că am început să punem aută, s-au au terminat, 999 da, <laughs> da, 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 da. Da, tot felul de combinații zici Deci noi le botezăm, dar prin numere, așa, da, și da, da. ca să le identificăm un pic. Ia, yeah. eu am nimerit aută. <laughs> tu ce ai nimerit? La ce, la mașina noastră? <laughs> da. Eu mi-am am ales. <laughs> tu ți-ai ales. Eu, da. La mine e cum s-a La mine e cu ACA. ACA. Da, de la autocritica e simplu, <laughs> că așa vine nu, ce... ce să facem. Da. <laughs> poți să faci și asta, poți să-ți alegi atunci te simți mai bine în, în pielea personajului cum ar veni. Dacă tot l-am pomenit pe maestrul Liceanu, a zice să mergem și la Mircea Cărtărescu și aș vrea să fac o paravrază să vă întreb de ce iubim suvurile. Ca aici avem o relație personală cu ele. Asta e o, e o, iubire pe care poate vine tot din trecut. Că era o șmecherie să ai aro pe vremea lui Hai să fim sinceri. Adică doar ea. Ăia... Da, și ulterior, un Opel Frontera, un Jeep. Evoluția, evoluția dragostei pentru SUV, într-adevăr, e mișto. Adică pleacă de la celebrul 244, 243 mai pentru cine avea livadă de piersici, fermă și așa mai departe pe la țară, că nu, nici pe vremea nu puteai să deții, că n-aveai, era într-o limită. Da, unii se mai descurcau și atunci. Și își permiteau un 243. IMS-ul ăla, eu pentru IMS-urile alea vechi, dacă vi le aduceți aminte, mergeau pe gaz. Cred că chiar gaz se chema, avea legătură cu un model vechi de jeep? Da, 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 da. Aveam, am avut o experiență recentă cu un IMS, și să știi că emoțional, apropo de emoție, se întâmplă multe lucruri, Multe se, se leagă multe mufe pe acolo, prin cap. Adică, în momentul în care urci într-o mașină de genul ăla știi, pentru că, în primul rând, ti se pare imposibil că ea poate să funcționeze, că e dite animalul da. și îți dai seama că tehnologia de pe atunci nu era asta de acum. Băi, și dai drumul și merge. Da. Și efectiv ți se leagă ție, știi, începi să trăiești și copilărie și uiți de uiți de telefoane mobile, de, de ecrane, de toate nebunile astea și trăiești așa cumva într-un într trecut al tău, știi, când, când îi dai drumul mașinii. E foarte interesant, emoțional. Da, mie imeseora mi-aduce aminte de minicare, dacă la mare erau folosite pe post de cap tractor, ca să zic da, așa, la minicare. Da, da. Mă gândeam că deja, dacă mai continuăm cu astea, cu ARO, IBS-ul, uh, audiența sub 40 de ani deja și <gântu> un pic. Dar e da, okay. Adevărul e că nu mai există, că fabrica e deja cartier putea, de lux în putea ca sub 40 de ani IMS pe WhatsApp să însemne dracu știe ce ai grijă. Ce exact. exact. sau, sau ARO. <gântu> să exact. uh, Acum tu ești foarte elegant când le spui suvuri că toți le zic jeepuri sau le ziceau, așa s-a început ziceau, cu jeepul. Mai schimbat și aici. Acum oamenii au început să se Sunt curios că se... știu ce înseamnă SUV din cei care zic SUV, adică. Ne. A, o parte. Da. Vrei să jucăm noi că nu știm ce înseamnă SUV, da. Există mărci care au schimbat acum, le zic SAV da. și alte nebunii de genul ăsta. Adică mai e sport, sport, utility. Activity. Vehicle, de este care sport e activity Activity vehicle, vehicle <laughs> da, da. A, au, În fine, da deci, de la marketing trebuie să-și ia și niște e bani clar că noi avem, Am dezvoltat o relație, probabil că ni se pare că SUV-ul Este o ceva Superior unei uh, limuzine da, de asta sunt și o dăm, superioară. Am mai reușit să asta și dăm mult mai mulți bani pe ele și discutabil dacă în costul de producție sigur nu se regăsesc. Eu cred că teoretic sau ne spunem nouă că nouă înșine că dăm, că ne plac suvurile pentru că sunt mai sigure, mai încăpătoare, mai puternice, dar în realitate probabil că le luăm pentru că sunt mai sus. Suntem mai sus poziția, Ok. Ne uităm peste ceilalți, pentru că dau arată, denotă putere, da. ne simțim puternici când le fizim. Și poate uneori le și folosim, dar în general, ca cam să mergem cât pe... În final, poate le da, vom și Nu Dacă am cât procentual așa, dacă da. ne luăm un SUV puternic, să zicem, nu știu, cu, cu capabilități reale de off-road, probabil sub 1% în medie din timpul Atenție, folosit. sub 1% din timpul folosit în contextul da. în care timpul în care folosim noi mașina, da, undeva la între 5 și 10%. Deci tu da. ți mașina o cumperi 5 da. ani de zile a ta, da. din aia 5 ani, cam 90-95% stă. Nu o folosești. E. Așa e. Și din aia 5%, 1%, poate îi folosești ca, Ofro, să, ca să ajute și garda la sol un pic. Știi? Da. Și fără garda la sol, că e ca, trebuie să insist aici un pic, 5% din timp circulă mașina. Da? da. Și dacă îi punem o logică industrială, să zicem că am avea un echipament scump la noi, în uzină, și să-l să folosim doar 5% din timp, e groaznic, da. Dar asta nu se oprește aici. Cei 5% asta când folosim, nu folosim neapărat eficient. Pentru că stăm în trafic, căutăm loc de parcare, mergem câte unul în mașină, greșim traseul și tot felul de alte, alte probleme. Și, practic, utilizarea eficientă a unei mașini de către o persoană fizică și juridică e un pic mai bine, dar nu cu mult mai bine, maxim de două ori mai bine, e undeva pe la 1-2%. Da? Și e foarte scump. Întrebarea este dacă își mai permite omenirea sau fiecare individ acest, acest activ foarte scump și această utilizare ineficientă. Răspunsul este că încep să apară soluții și testăm și altfel. Dar este și mult atașament emoțional. Apropo de întrebarea de suvori. să știi că aici deja depășim granițele României pentru că problema asta e una globală. Da? Problema. Nu, situația. Situația, situația da, da. este una globală. Da? La nivel mondial suv sunt on top of everything. De asta au început să dispară foarte multe tipuri de caroserii, de altfel cum sunt monovolumele. Da, care monovolume pentru o familie sunt fabuloase la nivel de spațiu, la nivel de mașină de vacanță, dacă vrei. Da. Au dispărut, nu mai găsesc. Nu da, mai au tracțiune integrală. Păi, dar nici suvurile n-au, e ok. <gri> ma, ma, maxim, maxim 30%, 25% între ele au și versiuni 4. Dar lasă impresia că ai avea mașină cu tracțiune integrală, exact. de ce ești o treaptă mai sus? Da, oricum, eu le numesc, eu le numesc pastea fără tracțiune integrală, borduriere. <gri> că fix asta faci cu el. Poți să urci pe bordură. Mișto. Este strict strict povestea vieților. Dar, repet, e o chestiune globală, deci aici deja nu mai avem treabă noi românii, nu e, nu e de la noi. Bun. Avem și noi Stăm un liniștiți. avantaj în viață, exact. Stăm nu e de la noi, e de la ceilalți, E de la alții. Da, mă, aici e o problemă. o problemă. E o situație, după părerea mea, practică, pe care merită să o discutăm. Cum alegem mașini? Că noi ne gândim la niște nevoi. Apropo de întrebările pe care zici tu că le-ai trecut în template-ul ăla, da? îți pui problema. Domne, ok, am ajuns în situația în care am hotărât, eu singur sau în familie, că vom cumpăra o mașină. Ce fel de mașină cumpărăm? Și ne gândim la nevoi. Și nevoile sunt de diverse feluri. În uneori mă duc eu singur la serviciu, alteori am de dus doi copii la școală, uneori am de făcut o, un drum până la țară cumva ajungem la nevoi care sunt din ce în ce mai mari, da? din punct de vedere al spațiului. Uneori zici, da, dacă mă duc eu acum și merg la straja și uh, e anins pe jos și pot să urc cu mașina până în stațiune, ceea ce, by the way, nu recomand niciodată, că nu are niciun rost, atât timp că poți să urci și cu altceva, fără stres. Dar noi ne punem problema asta. Și ajungem inevitabil la mașini foarte mari și, dacă se poate, cu tracțiunea integrală, care sigur că ele vin cu un cost dublu decât la pe care îl vedem pe listă, că tocmai a depășit acest subiect. Și noi facem această achiziție, după care începem să o folosim cum spuneați, adică 95% stă degeaba și din 5% încep procentual. De deci, cele mai multe ori mergem singur în ele, deci plimbăm foarte mult spațiu gol. Asta în, în, în situația bună, alea 5% în care o plimbăm. Pentru că, în realitate, pe mine a început, eu foarte târziu am realizat asta, că de câte ori văd mașini care stau pe stradă, văd bani aruncați cumva, între ghilimele aruncați, blocați cum ar veni, bani cu care s-ar fi putut face multe lucruri. Nu sunt, sunt, la propriu aruncați. Tu plătești timpul, tu practic asta plătești când, când deții o mașină, timpul de utilizare. Da. Că dacă împarți la zile și la moment și la minute, la ore, asta plă... da. plătești X pe oră. Dacă stai să calculezi așa, deja vezi, trece din partea emoțională a deținerea unei mașini. În mașinile, partea rațională. La partea strig rațională. Da. <laughs> Și atunci nu ne dă bine. Deci calculul e destul de complicat pentru toată lumea, să știi, dacă începem să facem treaba asta. Aici ar trebui să intre din nou discuția despre electrice, aproape, apropo de chestia asta, pentru că electricele, cât stau, se încarcă. Deci acolo nu e timp ceva, pierdut. Nu, exact. Fac ceva, se întâmplă ceva încarcă. E ok. Da. da. Dar revenind la treaba asta, da, este o problemă legată de modul în care folosim mașinile, de, nu, de modul în care ne asumăm modul în care folosim mașinile, da. mai exact. Și asta cred că a apărut scuza, mă, și imediat am pus punct în secunda în care am început să fim sufocați de ele, că noi până atunci n-am văzut problema. Da, pentru că mașinile până la urmă au apărut a fost un trend al societății, au apărut suburbii, <coughs> pentru că au apărut mașini și au apărut mașini pentru că au apărut suburbii și șosele și drumuri. Și, adevărul adevăr, dacă te uităm în America, sigur, în orașele mari, la orele de vârf, e o problemă și pe care o mai rezolvă și cu transport în comun, dar în rest, mașina, fără nu prea ai cum. Adică am fost și eu în America de câteva ori și nu erau trotuare. Adică nu puteam să traversez drumul până la supermarketul vis a -vis. Am făcut-o, dar mai românește, așa, mă claxonau, e pe acolo. Da. Uh, complicat. Nu se poate fără mașină. Acolo, actul pe care-l au majoritatea, actul de identitate, este permisul. Da. Adică așa, e da. foarte puternic înrădăcinat în societatea noastră mașina și nu o să o dislocăm noi peste noapte și nici nu trebuie. Asta e că n-aș vrea să înțeleagă cineva care da, se uită doamne, că treci, avem vei, ceva cu mașina. mașină de culme, adică... Tu, da. Din asta trăiești, da. <laughs> exact. Nu, mașina e, e ceva extraordinar și care ne aduce o grămadă de beneficii, doar că avem tendința să exagerăm beneficiile și să ignorăm din costuri. Pentru că mai spun eu uneori că cele mai grele cuvinte în limba română sunt cuvintele nu știu. Credem că ne pricepem, trebuie să ne pricepem, mai ales dacă suntem într-o poziție de a lua decizii, de autoritate. De Sunt diri, greu de rostit de în da, sensul ăsta. Da, foarte greu cum să recunoști tu că nu știi. Da, așa că trebuie habar să știi, trebuie habar să creezi o. E de deja raciune. extremă. Da, habar da, da. doar n -am am asumat da, asta. Că asta chiar nu se pricepe. Exact. Așa că trebuie să ne pricepem și la mașini, și la întreținere, și la costuri, și la, la toate. Și nu tot timpul o facem. Am putea să facem alegeri mai înțelepte din punctul ăsta de vedere, când vine discuția asta, bă, bă am nevoie de o mașină. Există astăzi soluțiile care să, nu știu, să expună cât mai puțin mașina la asta? Adică să o folosești cât mai mult, să o folosești cât mai bine? Sunt soluții și apar soluții, dar acum e și problema de ouă și găină. Adică soluțiile nu apar că nu sunt cerute și nu sunt cerute că nu apar. Noi aici am mai rupt de multe ori la asta și am venit cu soluții și am investit în soluții ca Oamenii să le poată testa. De exemplu, acum am dat o comandă foarte mare de mașini electrice. Uh -huh. uh, nu au fost tocmai ieftine și n-am primit nicio subvenție. Noi suntem discriminați ca, ca flote de, de către poliție de sub, subvenționare. Uh, Ei, hey, oamenii încep să le testeze, zic, o, interesant. Da. Și nu spunem că e pentru oricine și pentru orice utilizare, dar mare majoritate, mai ales cei care au o problemă, și nu vreau să anticipez discuția despre electrice, dar în general au o problemă. Cu ceva de multe ori nu au testat. Dar e mai degrabă din am citit, eu am vorbit cu cineva. Noi spunem doar vrem să deschidem o conversație. Și mm -hmm. mai o conversație apropo de alternative și ce mă întrebai tu, Andy. Cred că un lucru important este alternativă la o alegere. Că trebuie să zicem alegere. Ce mașină alege? Este lipsa alegerii. Sau alegere mai flexibilă. Da. Adică spune, de ce să fac eu o alegere care să mă blochez pe 5 ani sau cum era înainte, așteptai 7 ani să-ți vină mașina, da. da. Revenind la vremurile de tristă amintire. Da. Aștept să vină, vine, te intri într-un contract în care nu-i chiar ușor să ieși, un contract de, de, finanțare, în general ieși dacă o cumperi, Dar o vin dar altfel nu prea ai cum să ieși, pentru că e un acces la proprietate. Versus o soluție la firme, cum spuneam, e mai ușor de avut conversația asta, pentru că Până la urmă, te concentrezi pe folosință, pe costuri, pe riscuri și iese destul de bine. Și soluția se cheamă? Se cheamă utilizare și nu deținere. Și nu deținere. Da sub diverse forme. Adică Care eu, sunt alea diverse Eu, de exemplu, mi-am schimbat mașina acum vreun an și am început să folosesc o electrică și încă mai aveam zi de zi și aveam tendința asta. Adică, da, da, uite, o să merg până undeva unde, nu știu, nu sunt confortabil să mă duc cu, sau mă duc la schi, nu o să-mi încapă schiurile. Și pe <sus> aia de seama, da, dar cât de des merg? Adică o săptămână, poate găsesc o firmă de închirieri care să mă ajute în săptămâna De asta am și creat un produs, adică produsul nostru, cei care iau o mașină de genul ăsta, au pe parcursul anului, posibilitatea să o înlocuiască cu altceva, fără să plătească ceva în plus. Acum apar produse de tip abonament, adică te angajezi pe niște ani, dar poți să oprești oricând, poți să schimbi mașinile, sunt tot felul de, de soluții, dar totul este să le construim, să le testăm uh, treptat. Uite, abonament, un termen bun. Asta mi se pare și mie. Asta mi se pare o soluție, în general mi se pare o soluție bună în lume, pentru că asta presupune că în mașinile încep să stea mai puțin. Și mai o chestie, apropo de, de a utiliza sau a, a, a deține o mașină. Uh, în era electrică vine, da? Uh -huh. deci, N-aveți niciun fel de dubiu, se întâmplă. E, e, e și lege acum la nivel european, deci se întâmplă în jurul nostru. Din 2035 încolo toate mașinile care se vor vinde în showroom vor fi ori electrice, ori cu combustibil alternativ, să spunem așa. Câte care se vor mai vinde în showroom vor... Da, <laughs> câte se vor mai vinde în <laughs> showroom Dar... Adică, păi unde o să vândă? Păi uite că nu se mai vândă și ormule, cum le comanzi online, de exemplu, că vorba aia. știi, cel mai mare producător auto de electrici în momentul ăsta vinde de mașină mai degrabă. Sunt de acord decât... cu tine, dar nu se mai duce omul să pună el mâna pe aia, că e totuși o achiziție. Pui La vecinul deja. Pui mâna sau, la vecinul. Sau închiruiezi o testezi un weekend sau o exact. vacanță și așa. Participe, vezi dacă ți se potrivește sau nu, înainte să o cumperi, ok. Vezi rațional. Da, pe da, da, rațional. <laughs> nu no, da, ideea este că în era asta a mașinilor electrice e posibil să se întâmple niște elemente care nu s-au întâmplat în era mașinilor termice. Evoluție tehnologică, să cheamă. Tu îți cumperi o mașină azi, da. care peste șase ani s-ar putea să fie zero la nivel tehnologic. Pentru că dacă între timp oamenii ăștia lansează baterii noi cu tehnologii noi care au autonomie mult mai mare și se încarcă mult mai repede, tu o să rămâi cu o mașină pe care, la care nu mai ai nici măcar avantajul ăla despre care toți vorbesc, știi? La final să-mi rămână mie, să -mi mai scot niște bani din vânzare. De asta s-ar putea să se întâmple invers în momentul ăsta, de, în momentul în care vorbim despre electrice. Pentru că bateriile vor evolua. Sigur. O să vină baterii solid state, da? o să vină baterii pe sodiu, care o să elimine câteva aceste metale rare despre care vorbim uh, în baterii în momentul ăsta și se întâmplă. Adică se dezvoltă și se întâmplă. Planurile sunt deja în derulare, nu avem cum să le oprim. Da, da, da. Iar lucrurile astea s-ar putea să fie destul de interesante, pentru că una este să deții o mașină care va fi perimată la finalul vieții sale, sau una una este să ai o mașină în utilizare, iar la finalul contractului să continui să plătești pentru următoarea generație. Uh -huh. da. Pe tine nu te afectează cu absolut nimic treaba asta. Pur asta simplu. e o discuție aici. Oameni, e, e, o, e o discuție, nu? Oamenii vin, au, apare subiectul ăsta, domnule, dar la sfârșit cu ei... Sigur. Păi e foarte interesant când avem conversația asta rațională cu, pe teme de business și de costuri. De multe ori apare argumentul ăsta, spune. Da, dar... Ok, e bine, pare mai bine, arată mai bine calculul vostru, sunt de acord, ok, uh, dar uh, totuși, la final, mie îmi rămâne mașina. Și spun, ok, bun, și aici mașina e inclusă în calcul și calculul n o vindem noi la final și asta, și uh, rămâne mașina. Și uh, ce faceți cu ea? Și tot se uită, cum? Adică o vând. Uh -huh. Și întrebarea este, ok, poți tu să o vinzi mai bine decât unul care cu asta se ocupă? Că e o piață destul de complicată asta de cumpăra și de vându mașini rulate în România și nu da, numai în România. Totul, da, din calculele noastre, diferența e undeva între 10 și 20%, cu cât vindem noi mai bine față de orice client de nostru. să adică sunt mulți bani de împărțit. Și asta este de fapt, o formă foarte simplă să te uiți la povestea asta cu externalizat în general, că poți să externalizezi multe lucruri. Și mulți externalizăm tot felul de lucruri fără să ne dăm seama. Da? Că lucrăm cu un avocat și nu ne facem noi să citim legile, că avem un angajat, că poate cineva face curățenie dacă nu puteți să face noi chestia asta. tot felul de lucruri pe care le externalizăm conștient sau nu zi de zi. E, asta e și aici, discuția cu externalizatul de multe ori, dacă să stăm strict în zona asta de costuri financiare, este, sunt bani de împărțit. Da, face firma care externalizează sau persoana care externalizează mult mai bine decât mine și răspunsul la mașini și de asta se și crește chestia asta peste tot în lume foarte tare, este un categoric da. Niște diferențe de 20, 25, 30% la ce? La achiziția mașinilor. Da. Noi cumpărăm de ceva ani, probabil, cele mai multe mașini în România. Da. Evident că discutăm un pic altfel cu producătorii și uh -huh. e o discuție și puterea de negociere și planificarea și alternativele sunt mai puternice. Vânzarea de care vorbeam mai devreme iarăși vinde mai bine. Și toate celelalte costuri, costurile de finanțare, asigurările, mentenați, toate astea și diferențele sunt mari. Uneori sunt de la simplu la dublu, dacă vorbim de asigurări, de exemplu, sau și se leagă unele cu alte Ei, și dacă sunt mulți bani de împărțit, poate putem să ne facem și noi marja noastră de 8 9, 10 care e fabuloasă în industrie, adică chiar noi suntem printre aia care o ducem foarte bine, uh -huh. pentru că suntem integrați, suntem mai frugal, facem multe lucruri ca să ajungem acolo și poate să facă și clientul saving. Dar știi că e partea interesantă că de multe ori clientul zice, când deci discuția rațională, zice, nu trebuie saving. Vreau să fiu pe acolo cu costurile, pentru că le blochez pe 5 ani. Gândiți-vă cum e cu inflația acum. Da? Cei care au contracte semnate cu 2-3 ani plătesc exact aceeași sumă. Dacă ar porni astăzi pe un nou contract, pe tot felul de lucruri care nu sunt. nu le blochez. Da? Ai asigurări, ai mentenanță, ai tot felul de salarii, de lucruri pe care tu le-ai blocat pe 5 ani. Da? Exact, tot de riscuri. O eu vorbim până la urmă. Da, e o protecție împotriva inflației. Că nu sunt doar costuri, sunt și riscuri, asta să spun. Și mai e un da, element vorba. de risc interesant, este uh, posibilitatea de ajustare. Pentru că aici, până la urmă, e o chirie. Adică ai niște clauze în contract în care poți să ieși. În 2020 a fost foarte puternică. La noi în fiecare an se întâmplă câteva sute de mașini, se opresc înainte să termine contractul. Da? Că se întâmplă asta. În fiecare an. Și e parte din produsul nostru. Și e chiar destul de ușor de făcut. Da. Nu o asta, adică facem un calcul acolo, stăm, nu e ca la Lizin, că trebuie să plătești tot ce mai rămas, nu, e ok, dar înapoi o folosim, o dăm al cuiva, o vindem, e ok, e un calcul echilibrat. E, în 2020, chestia asta s-a întâmplat de aproape patru ori mai mult. Și firmele au fost foarte fericite pentru că aveau nevoie de cash, erau tot felul de probleme, pentru tot felul de industrie, nu mai aveau ce să facă cu mașinile, stăteam și ne uitam la ele și noi am parcat sute de mașini. Și am zis, ok, dați-le încoace, facem calculul ăla, Eventual, le mai nu, în găsim tot felul de soluții ca să vă fie mai ușor. Și atunci aprecia foarte mult flexibilitatea. Că de multe ori nu te gândești, e ca la asigurare și după am plătit casco degeaba. Păi n-ai plătit degeaba, bucură-te că n-ai avut accident, că dacă aveai, nu era degeaba. Deci, până la urmă, întrebarea este mai deține sau nu mai deține? Confort. Depinde cât cum e confortabil pentru tine. Dacă pentru tine e confortabil să plătești o asigurare casco, de exemplu, și o asigurare ariceea, și să cauți învelope de odată la trei ani, și să. Bă, ce mai trebuie să faci? Să plătești rovinietă și să te gândești că mai există și costul ăsta de depreciere care deja face să-ți explodeze capul, că e complicat, da? Atunci pentru tine e ok să cumperi mașina și să-i deții. Da? Dacă tu, pentru tine e confortabil însă să ai o singură factură pe lună, că despre asta e vorba, de fapt, da? O singură factură pe lună care include toate demențele astea, tu bași doar benzină, uh -huh. da? Și în final, dacă stai să calculezi câți bani ai dat pe 5 ani, s-ar putea să ieși tot pe acolo, atunci fă treaba asta. Și fie cu îi rămâne Sunt alternative. la sfârșit. <laughs> da, exact. Da, și ce facem cu mașina? Cu ei rămâne la final, exact. E, mereu e o întrebare pertinentă, pe de altă Dar parte. Dar în realitate corectă. noi doar le folosim, mă, până la urmă, mașinile. Exact. Pe lângă răspunsul ușor manipulator al lui Mircea, <laughs> aș da. mai adăuga că, da, confortul are, mult, îmbracă multe forme și, sigur, mai e și experiența. Adică Până la urmă ne dorim tot mai multe experiențe și mai e un cuvânt pe care l-am auzit mai devreme, dar vreau să insist pe el, e cuvântul timp. Da. Până la urmă, care e moneda cea mai valoroasă pentru noi astăzi și devine tot mai valoroasă? Ce ni se pare că avem tot mai puțin? E timpul. Da. Vă dau un singur exemplu. Unul din serviciile pe care le facem noi uh, pentru clienții noștri și majoritatea optează pentru el uh, este să ne ocupăm noi de povestea asta, cum mers la service, la învelope, la noi, adică la colegii noștri. Uh -huh. Discuția e relativ simplă, dar mulți nu o conștientizează spune, ok, a, e un confort, nu mă mai da. duc. ce să zic cineva. Zice, da, stai un pic, până acolo. da, vreau de asta, e ok. Zic, no, până vrei de acolo. Hai să facem un calcul, da te duci de atâtea ori pe an. Durează atâta, stai acolo, nu știu ce. Echivalentul este undeva într-un contract de asta de 4-5 ani de zile, la vreo aproape două săptămâni de concediu plătit, cât timp nu mai pierzi. Merită să plătești 10 euro în plus pe lună pentru chestia asta? Zice că da, pentru că oamenii care de la noi care fac chestia asta sunt mai tineri, nu sunt la fel de bine plătiți ca domnul, avocat, client sau ce e el. Sunt eficientizate lucrurile astea, investim foarte mult în tehnologie, mașinile noastre tot mai mult putem să le lăsăm, oriunde să le luăm, oriunde cu tot felul de... Că e mult mai multă eficiență și e mult mai mult confort în a scăpa din niște lucruri. Dar, din nou, repet, nu e pentru oricine, sunt tot felul de așa că și mașina electrică. Deci răspunsul este precum la consultant de, sau la rabin, depinde. Depinde, depinde da. <laughs> Dar e o evoluție aici, adică simți e, că e o evoluție. E, certă. Și se schimbă. a scăzut, cum, ca să zic așa, dorința sau necesitatea de a deține. Sunt tot mai, dacă ne uităm la copii, na, devin adolescenți, devin adulți, Sunt hmm. procentul dintre ei care vor un permis de conducere e tot mai mic. Da? Da. La nivel global. Ei aici deja intrăm în altă discuție, că fără permis nu poți nici să deții, nici să închiriezi. <laughs> Eu da, poți să închiriezi cu șofer. Poți să închiriezi cu șofer de asta există Aceste această să... ride hailing, ride sharing. Exact asta este. Exact. E fix asta este. Faci exact același lucru, dar fără să te mai agiți să o conduci tu. Că nu deții nici pe aia. Deci dispare această valoare adăugată pe care noi până acum o puneam sus de tot. Adică, bă, mașina era de o așezam la butonieră. Știi că aveam și chestia asta? Că mai scos cheile, știi? Aveam. Uh -huh. Păi n-aveam noi. <laughs> Copiii noștri zici că nu. S-ar putea să facă același lucru cu telefoanele ei, să știi, cam pe acolo. Eu zic tot că mai pe masă, bine, e mai, mai inteligent. Tot pe masă se pun și alea. Că telefonul Păi, dar apropo de telefon, știi, nu prea stă, îl folosești. Bă, pe ăsta, și chiar îl folosești. Și fii atent, dacă nu îl folosești, îl folosesc alții. <laughs> sau sau te folosește el pe tine. <laughs> ha, bun, excelent. Da, e elegant. Mi se pare că e... Deci e o evoluție aici. Există vreodată în viitorul, în timpul vieții noastre, ca să pun întrebarea asta, oare o să prindem noi în timpul vieții noastre mai puține mașini stând și tot mai multe folosind? Adică e... mergând? E ca la avioane, știi că la avioane... Eu, e abia atunci la mine s-a produs un declic. Când m-am gândit că există o paralelă între șansă bă, dacă avioanele, șmecheria la ele, să stea cât mai puține pe sol și cât mai mult în aer, adică să producă. Da. Bă, nu fi la fel și la mașini? Motivul principal pentru care Ryanair, de exemplu... Își permitea să practice și tarifele pe care le practică, da? și să fie și mai profitabil decât toți ceilalți. Erau că avioanele lor stau de două ori mai mult în aer decât ceilalți. Cu tot ce ne implică chestia asta, da? Plus standardizare, plus multe lucruri. Eu cred că da, și se întâmplă deja, dar uh, un element puternic pe care experții futuriștii, asta îmi plac mie, da. așa, care își dau cu părerea despre viitor, sunt foarte simpatici. Um, mai ales dacă orizontul e de 15, 20, 30 de ani. E foarte amuzant să te uiți la predicțiile de acum 20 de ani despre acum și o să vezi că sunt complet pe lângă, lângă nu, tot. n-au nu, a... nicio treabă. dar uneori au ratat-o cu 99,9%. Păi, dar noi filmăm asta pe stația spațială, nu știu dacă. Exact, știu. da, Deci da, da, da. <laughs> nu suntem noi, v-am zis. O să lumea cu atenție dacă dispare o oreche, e glicie. Face clar. <laughs> industria auto spune că sunt patru trenduri puternice, tehnologice. Da? Acronimul e CASE, da? că vine de la connected, că mașinile sunt tot mai conectate și mai deștepte și comunică între ele și asta are tot fel de avantaje și de siguranță și aplicații comerciale și mai departe. Și da? nu ne urmăresc de fapt? Și... Ba da, sigur, ne urmăresc, dar avem GDPR, ne-a salvat. Dar ne iacuiesc. Da, și ne și iacuiesc, dar tot mai conectate. Uh... Ajung și la al doilea, îl las la final. Al treilea este partea de S, de servicii și de share. Adică le învățăm și asta, sigur, reduce necesarul de mașini pe asta. Dacă le folosim împreună... Învățăm să le împărțim. Da, cumva. Ne facilitează cineva chestia asta Cum un șofer, cum e la Ride Hailing, sau există car sharing. Noi facem corporate car sharing, de exemplu. Chestia asta, externalizăm parcurile companiilor și e Adică, foarte interesant. În loc să țină ei niște mașini pe care să folosească când au nevoie, până unde ori avea nevoie să le disloce, iau de la noi. Da. Tot așa, cu tehnologie, cu lucruri și eficiențele sunt de zeci de procente. Adică. Adică, în loc... aceleași mașini sunt folosite de mai multe companii. Adică, da, o companie. Nu, chiar și în cadrul unei companii. O companie le au mașini de rezervă. Unele companii astea mai mari, care au flote și nu știu ce. Un pulcare, așa le zic. Pulcare e și pulcarul l-ai folosit 20-25% maxim din timp. Mașinile noastre de închiriere. În perioadele mai slabe erau la 80, acum sunt aproape 90% în timp folosit. Între 20 și 90 e un gap mare de da, da. de eficiență. Nu, dar revenind, deci asta e SU, de shared și de servicii, tot mai multe servicii și vom folosi tot mai mult tot felul de active, dar acum vorbim de mașini, as a service, adică plătim un serviciu și nu un activ. Apropo, ăsta e un activ destul de prost, mașina. Se deprecează repede. Ai scos-o de pe poarta dealerului, scade cu 15%. Da. da. Adică ce s-a întâmplat în ultimii doi ani cu aprecierea e o excepție. E o excepție legată de cerere și ofertă și nu o să mai revină. dacă nimerești poarta, că dacă nimerești un stâlp de la poartă, să da, se scade cu și mai tare. Da. <laughs> poate chiar la o daună totală, da. <laughs> da. Uh, se deprecează. <laughs> cu gândul. Este <laughs> un exact. <laughs> fericit <Bam>, direct. <laughs> exact. Da, deci e un activ destul de prost mașina, spre deosebire, nu știu, poate de apartament sau astea care nu se poate chiar se apreciază, mașina nu se apreciază, una nouă cel puțin nu se apreciază, aproape, aproape niciodată. Da. Se depreciază lunar cu minim 1% pe lună și practic peste 4-5 ani vezi ce mai valorează. Da. Ne spuneam servicii. Eu ultimul este cu electrificarea și poate vorbim și despre asta într-un uh -huh. episod următor, da. dacă avem timp, cu tot ce înseamnă electrificare și au din case-ul ăsta este, vine de la autonom. Mașina autonome, nu brandul nostru, uh -huh. asta e o coincidență fericită, de faptul că mașinile devin mai deștepte și încep să meargă tot mai mult singure. Ei, povestea asta ne spun experții de mulți ani, că și ne dau date, inclusiv domnul Elon Musk ne-a dat tot felul de date certe în calendar când vor fi, vor merge mașinile singure pe stradă, nu suntem încă acolo, nu că tehnologia n-ar fi neapărat pe acolo, dar, cum să spun, convenția socială ca să permită chestia asta e încă departe. Da. Adică probabil ca să funcționeze chestia asta și fără să calce rătăciți și alte lucruri. Pentru că principalul factor de risc la o mașină e șoferul, adică să fie clar. Adică, din momentul în care ai scos șoferul din ecuație... 90% dintre accidente sunt da, mai ales de pe, astea, de șofer. pe astea noi, cu atât mai, mai mult. Uman, da. Da. Ca și la avioane, de altfel. Da. Mașinile devin mult mai sigure, moment, dar ca să poți cu adevărat să le folosești fără șofer și să nu fie atât de complicat, acum e foarte complicat să ții cont de toți parametrii care se întâmplă în jur, trebuie să-i pui într-un cadru safe. Probabil că într o da. zonă unde nu mai sunt șoferi. Da. Și dintr-o dată merg. Adică ne uităm și la metro, și la avioane, și la felul. Merg foarte bine. Da. Sau cum sunt, nu știu, marile porturi din lume. În China, de exemplu, unde totul e automatizat, adică nu mai este niciun șofer. Și, într-adevăr, alea nu se ciocnește, nu se... cred că dacă ar fi șofer, cum bine zici. De altfel, știi că e și un banc foarte bun în care spune că statistic s-au dovedit că, nu știu, 30% sau 40% din accidente sunt din pricina alcoolului. Deci problema mare e la cei care nu beau. Păia sunt 60% Ei, bine, da. E da, apoi... un argument în plus să poți să folosești mașina condusă de alții, să nu apropo, mai poți de, să bei. Aproape ce spuneai tu, automatizarea mașinilor aici va veni primată, în zone controlate, să spunem, aeroporturi, porturi, zone de genul ăsta, în care mașinile urmează rute clasice, standard. Uh -huh. Acolo mașinile, autobuze și alte nebunii de genul ăsta vor fi autonome în foarte scurt timp la nivel de ani. Asta înseamnă foarte scurt da, timp. Și nu rămânem fără servicii. Tot noi oamenii. Hai că aici am dat-o în altă direcție, dar știi că sunt tot timpul întrebări. Tot timpul este îngrijorarea asta la fiecare revoluție tehnologică, e, exact. mai mică sau mai mare și niciodată până acum în istorie nu s-a întâmplat. Au fost mai multe joburi. Chiar și acum cu inteligența artificială, cea GPT-uri, foarte mulți spun, băi, sunt extraordinar de multe joburi care vor fi distruse. Sute de milioane dacă se întâmplă chestia asta și e adoptată pe scară largă. Da, dar pe lângă astea se construiesc probabil și mai multe. cineva trebuie să dea promptul ăla să fie de ajuns. de skilled. Jobul nu ți-l fură un AI, ți-l fură cineva care folosește AI. Exact. Aici e mecheria. Aia zic. Dar am o cunoștință care are o companie în care au început să folosească AI și au, cum să zic, au grăbit procesele foarte puternic. Adică, programare. Au câștigat 60%. Mai e ceva care mi este subliniat, apropo de tehnologie și cât de repede se întâmplă lucrurile. Că spunea cineva că supraestimăm ce se întâmplă într-un an și subestimăm ce se întâmplă în 10. E valabil și aici. dacă ne gândim, nu știu, device-urile astea, că n-au, 20 de ani. Da? Da, da, Și în primii 10 s-au întâmplat anaibii de multe cu ele. haideți să ne gândim la șoferi. Teoretic șoferii, șoferii de camion, Sunt primii vizați, nu? Pentru că o să meargă mașinile astea pe autostradă, în coloană, pun în față, eventual, frumos, coordonate, traseu controlat. Realitatea este că nu se întâmplă asta. Adică, an de an, tocmai e deficitul mai mare și Probabil că peste niște ani s-ar putea să fie un trend reversal, dar până în alta trebuie să înțelegem și termenul scurt, că nu vine, că până să vină termenul lung, trăim în termenul scurt. Dar joburile, joburile se schimbă și mereu generează altele. În cazul electricilor se spune despre faptul că o mașină electrică e mult mai simplă. Practic, un motor da are are undeva la 15% dintre componentele un motor electric, uh -huh. 15% din componentele unui motor termic. Uh -huh. Și atunci evident îți trebuie cu mult mai mult mai puțin oameni ca să le producă, să aceste mașini. Cu toate astea se generează uh, joburi, uri cum, cum ar fi în reciclarea bateriilor. Da. Reciclarea Asta... bateriilor care e un element despre care o să povestim da, în, da, episodul da, în episodul următor, că vreau să ajungem acolo. Mi se pare că e o discuție <coughs> momentului acum să vorbim despre electricitate. În, în mobilitate, în sensul ăsta, da? Automobil, automobil electric. Facem, că de-aia mi-am luat să înțeleg ce se întâmplă cu mașinile astea, la propriu. Mi-am cumpărat-o ca să pot să vorbesc în cunoștință de cauză, că așa, din teste Foarte de două-trei zile, mai puțin interesant, știi? Foarte tare. Sper că am punctat tot ce se putea puncta pe subiectul ăsta cu deținut sau nu deținut. Așa puțin la suprafață. E, normal că la suprafață e și Dar fiecare. Se, se știa din start că nu e bine să fii deținut. Asta e clar. Nu știu de ce am mai Poate discutat Poate cel o mult oră politic. Da. Într-un fel, e bine, deținut nu e bine. Deținut, minte, ar putea să fie. C că și aici ai și la deținut și la reținut. A, bun. Da, da, da. da, da, da. E, bine, e bine. e bine să reții, nu e bine să fii reținut. Exact. E important e că a fost o emisiune cu mult conținut. Ne-am scos. Și rămâne așa, ca data viitoare să abordăm subiectul mașini electrice. Pro, contra, Amin. În ce direcție, cum și așa mai departe. Dacă, dacă se uită cineva la asta, dacă nu, nu mai face. <laughs> Optimist, ca întotdeauna. Asta știu că eu am încredere în el, că îl văd cum a evoluat, deci... Nu cred că-ți amintești tu, Andy, acum 20 de ani am fost la tine emisiune. Eram un student care a venit la uh, Te Uiți și Câștigi, Mamă, te uiți da? și, câștigi da, da. și eram o echipă știi, ne-am uitat o săptămână și, mă rog, și tu ca să faci, na, da, ca un uh, prezentator spontan, ai zis, uh, mă, va veni rândul meu și ai hai, și tu, un banc ceva așa, să, vad, să vezi dacă sunt spontan. Și eu am spus primul ban care mi-a trecut efectiv prin cap. Și era un ban nu știu că foarte potrivit, dar până la urmă l-ați dat pe post. Era că ce ți intră pe ureche, este pe cealaltă și totuși rămâne în cap. Nici atunci n-ai știut răspunsul. <laughs> Sau l-ai știut, dar n-ai vrut să răspui tu. tu. Ai și ai zis să-l spună ăsta, nu eu. Răspunsul <laughs> era târnăcopul. Da. e... Oh. Da, puțin cam cam dură. Asta și de unde ești tu, Dani? Vreau să termin în aceeași notă optimistă. <laughs> nu din vasul ei, dar pe aproape. Da, aproape. <laughs> în aceeași notă optimistă vreau să închei cu un banc despre ca ai spus de optimiști. Ce vede un optimist, un adevărat optimist când intră într un cimitir? Numai Nu mai plusuri. Plus. <laughs> <laughs> Uh, un, un, optimist uh, de religia corectă, ca să mai și se întâmplă să nu vezi. Așa, bun, ok. Am lămurit-o și pasta. E bine. Pe algebră suntem excepțional. În creștinism e perfectă viața.